Cu ocazia aniversării a 29 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, în orașul Cimișlie au avut loc depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul localității. Ziua de astăzi ce înseamnă? Este ziua independenței a Republicii Moldova, care după anul 90-91 a devenit independentă, s-a dezlipit la Uniunea Sovietică. Nu pot ca să nu sărbătoresc ziua de astăzi, pentru că noi am luptat pentru ziua independenței și avem tot dreptul. Nu ne uităm noi la COVID-19 și spuneam să noi atunci în 92 nu ne-am uitat la nimic, ne-am ieșit să ne apărăm Republica și azi nu ne indiferent ca să noi ieșim să, și este o foarte zi importantă pentru noi, ziua independenței Republicii Moldova. Reprezentanții administrației publice locale, veteranii războiului de pe Nistru, funcționari publici și cetățenii ai orașului Cimișlia au mers spre monumentul băștinașilor căzuți în războiul de pe Nistru pentru a le cinsti memoria. Am trecut prin mai multe, am trecut și războiul din Transnistria, am văzut tot de dezastru, am trecut mafia care au avut, oligarhii care i-am avut, am unii luptăm cu boala care este COVID-ul, agricultorii sunt obișnuiți. On trece prin toate. Trebuie să fim uniți. Asta e principalul. Felicitări tuturor nouă Republicii Moldova. Iată, de 29 de ani suntem deja independenți. Ceea ce ca fiecare stat avem și noi ziua noastră, ziua independenței. Doresc întregului oraș. Mi-aduc aminte evenimentele anilor 89-90, când cei care ne-au stăpânit 200 de ani vorbeau că suntem de nimic, nu vom realiza, nu vom reuși nimic. Ne-au inițiat două republici, una la sud, una în stânga Nistrului. Au inițiat și un război împotriva noastră pentru a transnistritiza tot ținutul dintre Prut și Nistru. Dar noi am rezistat. O parte din participanții războiului de pe Nistru au fost menționați cu insigne și medalii. Ciobanul Nicolae. Pentru țară, pentru neam, vă datorie, capul sus. Sărbătorim ziua independenței. Îmi pare bine cu această sărbătoare, dar îmi pare rău că încă nu suntem dependenți. Noi încă independenți, adică noi suntem încă dependenți. Și până în ziua de azi. Și îmi pare că nu știu că nu ieși noi din toate jugul ăsta, care încă mai este și în ziua de azi. Au fost momente grele care noi am ajuns la ziua asta ca să o avem. Într-adevăr, e o zi însemnată pentru noi. 27 august e ziua independenței care noi am fost și am luptat pentru dânsa, dar din păcate nu e ceea ce am vrut noi. Eu vreau să le, la toată lumea să le doresc o bucurie, o fericire, să nu se mai ducă din țară. Acțiunea de comemorare s-a încheiat cu depuneri de flori la monumentul băștinașilor căzuți în războiul de pe Nistru în anul 1992.